ce vreau să vă spun? E foarte bine să veniți să vă înscrieți în acest grup de robotică. Aveți avantajul că de anul acesta Ministerul Educației Naționale a pus acest program în competiție națională. Adică o diplomă luată la o astfel de competiție echivalează cu o diplomă de la Universitatea Olimpiadă Națională. Deci până acum nu era. Deci anul acesta Olimpiada Robotică este ca și Olimpiada Națională văzută. Și sper să îmbrățișați această activitate care o să vă mănânce mult timp, dar o să vă mănânce mult timp și o să fie din dragoste, din pasiune. Adică nu o să văd niciun alt un elev chemat de mine, bă, vino că vreau eu să vin. Nu, o să, nu, domnule, hai să facem. Hai să vedem. Și cel mai important este munca în echipă. Cred că acum o să vă las să povestească copiii din experiența lor și probabil o să vă și prezentăm ceva pe tabla interactivă, în care să vedeți și ceva meciuri din America, ceva meciuri din... am uitat să vă spun, anul noi am câștigat competiția România și am mers în America și am luat locul 5 în lume. O să invit Rox, dar Roxy o să prezinte... Echipa capitan, what's up, internaționalii cu Cucurescu, Câmpul Nou, Bușel! Fondată în Sfântul Buscel, la Proiectul Național din Cucurescu, în urmă cu 4 ani am luat parte toate sezoanele proiectului și în fiecare an am avut parte de succese excepționale. Mai multe premii motivei, obținute pentru spiritul nostru de echipă, Design Award pentru un robot cu un design unicat, dar premiul din 2019 este cel mai important. 5, 4, 3, 2, 1, ceea ce a rezultat în formarea agenției, noi fiind capitani încă o dată, i-am ales să ne fie o echipie pentru anul de competiția s-a finalizat pentru noi în semifinale, obținând locul 2 mondial ca țară și locul 5 mondial ca echipă. Cu toții ne-am îndeplinit scopul și, după aceea, au ajuns junior pentru a da mai multă o carieră de succes. Ca să ne mergem la vârstul și... Este ca să participăm la Design Award.
dar putem să facem și Infusion 360 pentru cunoscători sau sunt mult mai multe programe despre care putem să vorbim și în care putem să facem aceste chestii. La început am venit, nimeni nu vine direct învățat decât dacă are cumva vreo tangență anterioară cu acest domeniu. Dar, de exemplu, eu am venit în echipă fără să știu prea multe și am avut coleg pe Radu Chivereanu, este acum elev la facultate. M-a învățat tot ce a putut și tot ce a știut mai bine și acum am rămas eu în echipă unde mai am doi colegi noi. Nu sunt astăzi aici, dar sunt foarte, învață foarte repede și sunt puși pe treabă. Cu pasiune și cu dorință de a învăța, facem foarte multe chestii, cum a zis și domnul profesor. Niciodată nu am fost siliți să venim la școală sau să ne fie lene, să nu avem chef. Mereu am venit din dorință, mereu avem idei noi, încercăm să venim cu idei noi și să mergem să le aplicăm în laborator. Avem zile în care stăm de dimineață până seara, cum a zis și domnul profesor iarăși. Mai sunt ore de la care poate mai merge, dar asta nu înseamnă că vă facem fiecare. Când ajunge vremea competiției, în momentul acela nu avem timp și toată lumea trebuie să depună cât de mult timp posibil în proiect și să facem tot ce ne stă în putință ca să iasă cât mai bine și cât mai eficient până la urmă. O să dau cuvântul colegul meu Mihai Săbulescu. Eu fac parte din echipa de programare și ocazional mai ajung și la construcție pentru că fără construcție nu merge programarea și invers, adică trebuie să meargă mână în mână. Eu nu pot să programez robotul dacă n-am un robot să programez și ei nu pot să folosesc dacă nu programez eu. De obicei se găsesc probleme, hardware și software. Problemele încercăm să le rezolvăm în echipă, dar ocazional, reușim să rezolvăm ce pe bază de hardware l-am încrapămit. De obicei mă lovesc de dat putere la motoare, că niciodată nu dau seama cum se puse cu roboți. Dau putere negativă și merg invers. Dar asta este cea mai mică problemă de care avem. Da, cum spunea și colegul meu Mihnea, plecatul de la ore. Da. Plecatul scopul da. Util, da. Deci asta era ideea. Noi programăm robotul în Android Studio, folosind, noi primim de la cei de la FTC, fiecare an este o aplicație master, se numește, anul ăsta este Skystone Master, și în care primim niște sample-uri de cod pe care putem să le folosim, dar nu sunt, sunt foarte rudimentare, adică doar ne arată cum să folosim anumite clase sau metode implementate deja în mod sau autonomul pe care îl primim. Cea mai folositoare aplicație pe care o primim în acest soft este Euphoria View, care din ce în ce s-a dezvoltat mai mult anul ăsta, am înțeles că au reparat și bug-ul de anul trecut care ne spunea de un profesor. Avea o problemă, trebuia să recunoaștem mineralele. Și avea unghiul de vizualizare foarte mare și vedea și mineralele din crater și îmi nebunea aplicația, nu mai știa ce să recunoască. Anul ăsta am înțeles că au remediat aplicația și au mai tăiat un pixel pe de exact șirul de Skystone. Și trebuie să recunoască acele poze de pe Skystone. Eu nu știu dacă înțeleg ce vrei tu să spui, la competiția pe care au avut-o anul trecut. All right, just like that. Robots have made their way. They have to test out how E417 looks like they're running themselves on the try to figure out where this goal is going to see that time and place. One of the two that's smarter in the beat is the Zemo. Aici, vedeți, perioada asta este perioada unui om în care robotul se mișcă fără să fie controlat, adică se poate deja predefinit, făcut de noi. Aceasta este perioada controlată și robotul trebuie să puncteze cât mai multe minerale. Sometimes it's all the pitch.
partea producțională. Dacă observați corpul în dreapta, cel verde este un singur om care manevrează. Din doi driveri, ăla era singur. El știa să facă totul singur. Nu mă pare, poți vedeți care o barbă așa, să zici, care e o obișnuită. Da. Eu te rog ca pe zi, nu poate să... ar putea să construiască. Brațul acela este... Potrivit? Am. Ce ar putea face cu acel braț? Ar putea să construiască. Să pună cărămizile una peste alta și da. De exemplu, al nostru poate să pună maxim 5 cărămizi, dar în competiție am ales să punem 4 pentru că o să trebuiască să mutăm baza și atunci ne frică să nu cadă, să nu se dărâme. Cât de repede poate face asta? În câte secunde poate pune cărămizile? Cred că poate pune o cărămidă undeva la 2 secunde. La 2 secunde. Crezi că la o dimensiune mai mare ar putea construi un bloc? Nu știu dacă ar fi capabil să construiască singur un bloc. Dar de ce nu? Cu câteva îmbunătățiri poate s-ar descurca. Mulțumim frumos! Legat de tema de anul acesta, avem chestia cu skystone-urile și cu construirea unui oraș nou pe o planetă extraterestră și avem misiunea de a aduce minerale noi și a construi și a exploata o planetă nouă. De aceea avem și cuburile reprezentative ale unui nivel de clădire care vin puse unul peste celălalt, iar la final este o relicvă care a fost reprezentativă în fiecare an pentru punctaj, care vine puse în vârf și leagă teoretic, finalizează turnul. Robotul de anul acesta e actual ca pe urme robotului de anul trecut. Da, de asemenea avem robotul mic, care este, încă nu are un nume, dar noi am spus Mugurel 2.0, cum și cel al mare este Mugurel, originalul. Da, o să-i calce pe urme, pentru că până la finalul, până la competiția mare, la națională, acest robot care arată acum așa, o să fie asemănător, chiar, poate chiar identic cu cel mare și o să facă aceleași task-uri, o să fie la fel de bun, la fel de eficient. Învingem pe americani anul acesta? Sperăm că da, sperăm că ajungem iarăși la performanțele de anul trecut și sperăm să fim și mai buni decât anul trecut, să aducem România sus. Mulțumim, bravo! Hai să le spuneți, vă rog, ce așteptări sau ce speranțe aveți pentru concursul de anul acesta? Am început competiția în anul acesta în septembrie. Cu bucurie am aflat că numărul echipelor din Argeș s-a mărit și îi onorăm, suntem onorați că Brătianu va reprezenta, va fi și ea parte în acest proiect. Evident că așteptările noastre sunt mari, având în vedere ceea ce am reușit să
realizăm anul trecut, anul trecut competițional, calendaristic totul acesta a fost și mergem cu încredere că ai noștri copii vor duce la bun sfârșit toate proiectele pe care le vor începe. Suntem bucuroși că putem să mobilizăm așa mare masă de copii pentru că ei, sincer, au toate aturile să performeze în acest domeniu. Făcuți la o scară mare, la dimensiuni mari, credeți că acești roboți vor putea fi folosiți peste ceva ani la construcții, efectiv? Cu siguranță, cu siguranță. Acești roboți vor fi folosiți mai târziu. Când am fost în America, am identificat unul din motorașele de la roboți pe mașina cu care am mers în America. Era un Chevrolet, îmi pare rău că trebuie să spun numele, dar avea exact motorul de la robotul nostru. Deci acele motoare sunt testate special de marile firme, tocmai în tot felul de acțiuni. Deci cu siguranță că activitățile noastre se vor regăsi ulterior la o scară mult mai mare. Dumitrașcu Octavian, mentor la echipa WhatsApp din Câmpul Lung, profesor de informatică.